n-a fost nicio surpriză, pentru că FCSB s-a luptat în fiecare an la câștigarea titlului. Au terminat pe doi, într-adevăr, sezonul trecută, dar iată că acum au reușit și au făcut-o de o manieră foarte clară. Adică nimeni nu poate pune la îndoială acest titlu pe care FCSB l-a câștigat. Bravo, felicitări. Sper să și celelalte echipe care vor merge în Cupa Europeană alături de FCSB, sper să adune cât mai multe puncte, pentru că avem nevoie la acel coeficient de țară unde suntem deja. Păi, ai văzut obiectivul grupele Ligii Campionilor. Ar fi. Da, e bine să fii pozitiv, să visezi puțin, dar înainte de a fi așa pozitiv, trebuie să fim puțin realiști. E foarte greu de aia pătruns în grupele Champions League și chiar și în grupele Europa League în acest format.